Horia Tecău a câștigat turneul de tenis de la Wimbledon la dublu și a reușit în același an, 2015, să triumfe la turneul campionilor. Constanțeanul are titlul de Grand Slam câștigate la Wimbledon și US Open în 2017, ambele alături de olandezul Jean-Julien Royer, precum și turneul campionilor în 2015 împreună cu același Royer. Rămâne 2015 cel mai bun an din carieră? Da, cu siguranță și ca lecții pe care le-am învățat în acel an, dar și ca performanțe. Faptul că am câștigat Wimbledon-ul, turneul la care visam de când eram copil, cred că este cea mai mare realizare în tenis pentru mine. Faptul că am reușit împreună cu Jean-Julien să câștigăm și turneul campionilor și nu oricum, învingându-i pe frații Brian în semifinală, într-un match direct pentru locul 1. Deci era între noi lupta cine termină pe locul 1 în 2015. I-am învins în semifinală, am mers în finală și în finală am jucat împotriva lui Florin Mergea. Și a fost un meci, bineînțeles, pentru România, pentru noi, un meci deosebit. Să jucăm împreună o finală de turneu al campionilor. Am câștigat acel turneu și am încheiat anul pe locul 1 cu performanțe incredibile. Și nu numai atât, și parteneriatul meu cu Jean-Julien în acel an 2015 a crescut enorm. Tecău a obținut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 alături de Florin Mergea, precum și un titlu de la dublu mixt la Australian Open alături de americanca Bethany Matek Sands. Cum a intervenit prietenia cu Florin Mergea? Fiind de aceeași vârstă, născuți în 1985, am jucat mereu la aceeași categorie de vârstă și ne cunoaștem de când aveam 9 ani. Dar am păstrat mereu contactul jucând în echipa de Cupa Davis împreună. Și cred că acest contact și această prietenie dintre noi și această competitivitate ne-a ajutat mult în 2016 când am mers la Olimpiadă și am reușit să facem un program împreună, să lucrăm foarte mult împreună în acel an 2016, să ajungem la Rio și să fim în cea mai bună formă ca echipă și să obținem o medalie. Era diferit să joci sub tricolor față de un turneu oficial, da, normal? Da. Ce stări te încercau? În primul rând, o mândrie să reprezinți România în echipa națională. Sunt doar 4 jucători în echipă și să faci parte din cei 4 a fost mereu o mândrie și o mare realizare. Tecău a câștigat cele mai multe titluri, 20 din 38 alături de Royer. Horia Tecău a încheiat oficial în 2022 o carieră în care a cucerit 38 de titluri la dublu și a jucat alte 24 de finale. Și faptul că tu ai fost mereu un băiat de mare bun simț, ai avut parte de o imagine frumoasă, ți-ai creat o legătură și cu suporterii și cu presa. Adică ești mulțumit când tragi linie. Foarte multă lume și la fel foarte mulți colegi de-ai mei au fost foarte triști când ai decis, da, să te retragi, corect? Da. Adică ai simțit valul de simpatie? Da. Da, l-am simțit și ai dreptate, a ținut foarte mult de educația pe care am avut-o, de respectul pe care l-am avut pentru toată lumea implicată în lumea asta a sportului, de la adversari, parteneri, antrenori, specialiști, fani, oficiali, presă, inclusiv. Asta a făcut parte din educația mea. Am văzut-o când am ajuns la un nivel înalt, să-i văd pe jucătorii pe care îi admiram, să-i văd cum se comportă, ce atitudine au și i-am urmărit pe Federer, pe Nadal, înainte doar la televizor, pe Edberg, pe un rafter, jucători pe care îi admiram. Și mă uitam cum se comportă, cum vorbesc, cum tratează lumea din jur. Când am ajuns să intru în vestiar unui turneu de Grand Slam pentru prima dată și să-l văd pe Federer care intră în vestiar și salută pe toată lumea și vorbește cu toată lumea și... Da, și după aia, indiferent a pierdut sau a câștigat, merge la conferința de presă și vorbește calm despre ce s-a întâmplat și
face o analiză, indiferent de asta, ok, da, e supărat că a pierdut, toată lumea e după ce se pierde, dar am mereu respectul ăsta de sine și pentru care s-a văzut și în toată lumea implicată în lumea asta sportului. Te-aș întreba ce înseamnă ProSport. Citeam, să zic așa, în primii ani de, adică în anii junioratului și în primii ani de seniorat, citeam mult, mă interesau informațiile de acolo, mă interesa ce cred jurnaliștii, cum se comentează evoluțiile mele. Când lucrurile merg mai puțin bine, atunci e un moment în care cauți să schimbi ceva, să mai modifici ceva și atunci ai nevoie de informație constructivă și nu de cineva care îți dă în cap. Dar am simțit că ProSport a făcut mereu asta, să fac o analiză constructivă a evoluției.